Salutare, mă băieți, și bine v-am găsit la un nou video. Băi, sincer, am puține emoții pentru video ăsta, dar înainte de toate, nu uitați că aveți codul acolo pentru Anivia în descriere, datorită băieților noștri de la Riot și datorită parteneriatului pe care îl avem cu el. La fel aveți detalii acolo în descriere. Aveți un cod pentru o singură persoană, repet, cine apucă primul, de asta vă zic mereu la ora 4 să intrați mereu pe canal, pentru că atunci postez de fiecare dată. Timp de o săptămână avem codurile astea de dat și practic ăsta e nouul meu mod de a da ca și giveaway. Cine apucă primul să intre, îl bagă frumos la account, intră la shop, account, redeem code și pune codul acolo și dă Anivia, skinul Anivia și croma pe el. Perfect, s-a direct first blood, ok. Ce vrem noi să facem videoul acesta, o băieți, vreau decât să-mi iau Trinity, Tiamat și Buții, practic core itemurile pentru Irelia, să avem un avantaj de mici, iar apoi nu mai vreau să mai cumpărăm nimic și vreau să văd challenge-ul, cât putem să ținem Gold în bancă fără să pierdem meciul, ok? În momentul în care o să simt că meciul se cam duce, voi cumpăra. Vedem, poate reușim să câștigăm așa meciul. Golul meu e să ajung la 10.000 gold, ok? Acum vedem cât ține meciul. Dacă îi batem prea devreme, asta este. Eu voi încerca. Pentru cei care intră pe StreamCraft, nu uitați, mă rog, de fapt pentru toată lumea, nu uitați că de la ora 8 seara în fiecare, mamă, cu stăpăr, de la 8 seara în fiecare zi facem un stream pe YouTube. Din păcate nu se mai trimit notificări și gen seara la live stream nu prea se trimit notificări și nu prea știe foarte multă lume, dar vreau să înceapă chestia asta să vă intre în cap. La ora 4 mereu în fiecare zi postăm video, iar după aia la 8 seara intrăm live pe YouTube, iar apoi mereu ne mutăm pe StreamCraft. Ei bine, acolo pe StreamCraft s-a băgat o chestie super șmecheră numită Fan Club. E un fel ca și cum te-ai abona cu Twitch Prime pe ăsta, pe Twitch. Practic deveniți, intrați în Fan Clubul Fury, o să vă apară Furie la nume ca și cum ați fi subscriber la mine. O veți putea să vă uitați la mine și după aia primiți tichete, niște tichete vechi în care puteți să donați și practic donați free și dați cu tot felul de emoticoane și cam asta e. Shit, ce e am dat, băi. Băi, băiatule, bă. Așa. Și veți putea să donați free cu tichete pe care le obțineți atunci când vă uitați la mine. E destul de interesantă schema. Acum sper să vă placă. Ok, duc acolo să ia kill-ul acela. Radio. Ok, nevermind. Se face kill acolo, nu mai contează. Se face kill acolo, nu mai contează. Hai să vedem înapoi. Se versus Nasus nu este un campion, sincer, pe care l-aș fi vrut pe top în challenge-ul ăsta. De ce? Pentru că Nasus e destul de tanky și mi-ar cam trebui toate itemele necesare să pot să-l bat. Dar eu sper să pot să obțin un snowball super rapid. Asta mi-am luat și Ignite, ca să putem să ne luăm rapid core itemurile noastre, iar apoi să ce facem asta? Așa. Iar apoi să putem să ne băgăm tare, să strângem gold, să ne strângem averea, mă băieți. Nu uitați să dați și voi câte un like la stream-ul ăsta. Băi, deci am filmat două videouri înainte. De fiecare dată am zis stream la video ăsta. De ce? Acum mi-am zis să vă explic la majoritatea dintre voi care gen, na, nu sunteți creatori de conținut, nu știți ce înseamnă un like. Toată lumea, voi credeți că ce se like-ul să vadă e acolo număr mare și să vadă la cine îi place și cine nu. Nu. Cu cât avem mai multe like-uri, de exemplu, la video ăsta, cu atât mai multe persoane care se uită la genul acesta de content, adică la League of Legends, le vor apărea la recomandate, gen YouTube-ul ți urcă video cu cât ai mai multe like-uri. Cam asta e ideea, înțelegeți? Și voi, dacă vreți să mă ajutați, practic, să extind canalul, practic, eu încerc să vă mulțumesc pe cei care sunteți, dar vreau să aduc și oameni noi, logic, să crească canalul. Voi, efectiv, să dați câte un like la video ăsta. Am zis să pornim așa un challenge, n-am făcut niciodată 500 de like-uri la un video, mereu e marja undeva la 150-200. Hai să facem 500, imaginați-vă că e super simplu, dacă ești pe telefon, întorci doar telefonul și îl pui acolo ca să te uiți frumos la mine și cam mai e tot ce trebuie să faci, for fuck's sake, adică nu e ceva wow, ok, da, și flash-ul, perfect. Nu e nimic wow, apeși decât odată și practic m-ai ajutat mai mult decât m-a ajutat oricine, ești nebun. E super simplu, vă sunt dator tuturor celor care dați câte un like la fiecare stream, video pe care îl fac, orice, aia ajută enorm de mult. Voi nu aveți idee câtă promovare e într-un
într-un video. Nice, let's go. Am făcut și kill-ul. Ne ducem repede baza acum să ne luăm Tiamatul. Practic deja am completat primul item. Din păcate nu putem să rămânem doar cu Tiamatul. Ideea e că trebuie să-i și batem, cam asta e și scopul. Așa că trebuie să ne luăm core item-ul. Ce înseamnă core item? Ca să fiu pe înțelesul tuturor, fiecare campion are un item sau o serie de două iteme cu buți sau un item cu buți care îți trebuie neapărat. Deci dacă n-ai itemul ăla, campionul nu e la capacitatea lui maximă, nu ai cum. La Irelia și la Jax, bineînțeles, Tiamatul cu Trinity Force este core item. Și bineînțeles ne vom lua buți ca să putem să mergem și noi ca lumea pe mapă. Iar după aia nu ne mai luăm absolut nimic. Vă dați seama că și restul de iteme sunt super folositoare și trebuie. Dar nu sunt 100% necesare să poți măcar să faci acolo un minim. Și vom încerca să vedem cât gol strângem. Probabil voi ați văzut deja în video cum strângem, dar nu știți cât o să strângem. Eu sunt la început de video, deci abar n-am dacă o să reușesc sau nu. Vă dați seama că voi posta meciul și dacă voi da fail, pentru că, gen, vedem dacă am dat fail sau nu. Și dacă cumva o să dăm fail în meciul ăsta, vom mai încerca încă o dată și încă o dată până reușim. Ok, mi s-a activat Conqueror-ul. Ok, 2 secunde, dăm Q pe ăsta. Aaa, nu l-am omorât, mă. Se simte puțin nerf-ul la Q-ul Irelie. Normal trebuia să-l omor pe ăla. Acum ne-am pierdut și pasiva, ne-am pierdut tot. Vedem ce avem jungle, avem Rengar cu 0-2 jungle, ceea ce e super bine. Pentru că dacă vine aici pe topside, o să fie un target destul de easy. O să dăm focus instant pe Rengar când va veni. Dacă Nasus va avea gen mai mult de jumătate HP, vom da instant pe Rengar și ne vom face rapid totul. Asta trebuie să profit de faptul că Nasus nu are... O să crede? Hehehe, puțin BM așa, puțin BM zic că-i vine puțin BM, nu? Let's go. Oh, shit. De-asta, probabil va da teleport în sus, cel mai probabil pe Cannon. Nu? Cred că a dat atunci, mă. Bă, nu, mă. Ok, deci o frumos bază. Trebuia să mai dau aici un hit, da, deja am plecat, că nu cred că o să primesc plate-ul, nu? Nu primesc plate-ul. Nici măcar nu s-a dat plate-ul. Ok, acum putem să ne luăm Shinu. Ok? Buțin, ne mai ținem puțin. Shinu, gen, pasiva e super bună la el, pentru că la fiecare abilitate folosită ne mai dă un one hit effect. Pe următorul hit va avea... Voi avea gen damage în plus. Și practic Q-ul meu se pune one hit effect. Adică eu dacă dau Q-ul în același timp în care am dat Q-ul, se pune și damage-ul după Shin. Asta e ceva șmecher. Chiar e ceva șmecher. Și are un cooldown destul de mic, cred că 1,5 secunde cooldown, deci nu mi se pare wow. Dar vă dați seama, e un anti-spam, pentru că dacă aș fi spamat Q în continuu, s-ar fi pus în continuu ăla și chiar ar fi fost ultra broken. Așa, va trebui să mai stau 1,5 secunde înainte de chestia asta. Ok, Nasus ar avea flash-ul deja. O să lasă wave-ul să se pușeze. Va trebui să-l mai batem încă de vreo 3 ori pe Nasus ca să ne facem rapid Trinity-ul. Și după aia o să ne luăm buții noi repede, din farm probabil. Hai să vedem pe Nasus ce va avea să facă, că o să-i țin wave-ul aici. Din păcate am Tiamat și nu pot să țin foarte mult wave-ul. Ok, chiar nu pot să țin mult wave-ul aici. Da, aici am. S-a dat în spate? Nu, Rengar e pe mid, nu spune că și Nasus e pe mid. What the fuck? Chiar aș vrea să vină Rengar long gang. Sunt destul de head cât pot să-i fac pe amândoi. De ce le cred că mă duc eu după ei? Wow. Nu pot să cred ce se întâmplă acolo. And guys, what the fuck? Ok, Nasus e acolo. E și Zoe aici. Da. Ideea a fost așa. Și are what a făcut triple kill Nasus. Asta nu e bine. Nu e bine deloc. Deloc. Nu e bine. Nenea, nu e bine deloc. C
că ideea e următoarea. Dar o să trebuie să fie cât mai în spate. Bine, în momentul de față, cred că îl bat. Cred că îl bat, dar am făcut o prostie acolo. Am făcut o prostie. Dar nu contează, ne revenim, ok. Ne revenim repede. Nu uitați să apăsați pe clopoțelul la un pentru că nu prea să trimit notificări, de seama dacă doar te abonezi și m-ar ajuta super mult. Dar dacă ești om care intră doar pentru video și chestii, stai, cum am povestit mai devreme, chestia cu like-ul e super, super importantă, e super nașpa că stau să vă bat la cap chestia asta, dar n-aveți idee cât poate să conteze pentru mine un boost de like-uri, să zic așa, știi? Adică ai intrat frumos, ai apăsat frumos pe like și aia a fost, mai ales la început, când postezi video la început, contează foarte mult. Și m-ar ajuta enorm de mult, guys, chiar enorm de mult. Acum depinde de voi, știi, dacă vreți sau nu. Eu, na, v-am zis, v-am explicat adevărul, adică nu e ca și cum să zici că nu înțelege nimeni. Hei, salutare, frumosule! Salut, frumosule! Ce mai faci, mă, frumosule? Hă? Ți-a plăcut cum ai bătut? Tu te în gură! Scuza limbajul copiii. Bă, m-a citat sincer cum m-a bătut, să mor. Să mor, nu m-a citat cum m-a bătut. Bă, meciul merge super bine în favoarea noastră. Vreau să nu te termine foarte repede. Noi vom vedea dacă vom reuși să facem challenge-ul ăsta sau nu. Mai ales, golul e 10.000 gold. Dacă nu vom reuși, vom posta, bineînțeles, video-ul, dacă pula mea am filmat. Aia ei, n-am reușit, uite băieți, n-am reușit. Și vom mai încerca și mâine. Sau, gen, dacă v-a plăcut video. Dacă nu, o să lăsăm moartă așa. Dar dacă v-a plăcut și nu vom reuși, sau dacă reușim, o să încercăm cu alt campion. Ziceți voi acolo, alt campion de top lane. Alt campion de top lane, cu care vom încerca să facem chestia asta. Probabil, cel mai probabil vă dați seama, cred că vă gândiți și voi, dacă va reuși challenge-ul, următorul campion va fi Jax, știi? Da. E următorul main al meu. Dar apoi poate vă și cu Tryndamere și alți campioni. Poate chiar cu Nasus. Mai de unde să știe. Ok. Mă apropii de ăsta, de timingul în care voi avea build-ul complet. Uf. Și după aia gata. Până acolo, atât o să dăm. Ăla o să fie maximul 100 de damage. Numai că oamenii din jurul nostru își vor cumpăra în continuare iteme. Aia e chestia, băieții. Oamenii își cumpără continuare iteme. Noi nu. Oh, shit. De ce? De ce am primit hitul ăla? Oh, what? Xin? Xin? Are ward aici, mă. Ok. Se pușează wave-ul. Liniștit. Mulțumesc. E prost că folosește PO. Ok. Mai împinge iar. Vom încerca să dăm doar hit-uri. Asta nu. Nu vine, mă. Mai am o boală, o să mă mai uit în continuare să văd dacă filmează ok. 2 secunde, o să pierd câțiva milioane, să pierd câțiva milioane, dar vreau să mă uit dacă ok. Ideea e că știți foarte bine ce am pățit data trecută când filmam și înregistra cu microfonul de la web și nu mai vreau să mai se întâmple așa ceva. Hai, mi-am luat AT-ul, da? Hai, că nu mai am eu, nu-i așa? Hai. Vino cu aia dacă vrei să te bați cu mine. Ok, Rengar 4, poate reușim să batem pe aici pe Rengar pe undeva. Avem deja Trinity, nu mai trebuie, uite pe Rengar. Mă. Ne.
Na, n-am apucat să dau Q pe Rengar. Dacă dai Q pe Rengar, îl băteam, legit îl băteam. Hai, poate iau double assist și tot ar fi ok. Wow! Cât de mult i-a dat. Nu! Nu! Bă, ce terminat, bă! Bă, ce terminat e ăsta, mă! Bravo! Da, n-am luat assist, din păcate. De-aia nu mă interesează ce face echipa mea. Mă interesează doar ce am putut eu să fac. Să luăm noi aici. E Zoe asta, dar o să ne luăm Tabi. Deci ne mai trebuie vreo 400 gold, începând acum, 400 gold. Și după aia gata. Nu ne mai cumpărăm nimic. Singura chestie că pe aia o să ne cumpărăm Control World-uri. Aia o să ne cumpărăm, dar e 75 gold, nu e ceva wow, nu ne ajută cu nimic. Atât. Iar după aia va trebui să jucăm așa, pericule. Așa va trebui să jucăm tot meciul. Și pare un meci destul de lunguț. Suntem în avantaj, momentan. Depinde acum ce facă băieții pe botlane. Tot avantajul nostru depinde ce fac băieții pe botlane la faza asta. Trebuie să vedem. Pare că câștigă. Ok, au câștigat, dar nu au făcut kill. Mă rog, încă a rămas așa, close. Încă a rămas close. Dar a dat super mult nasus, mă. Ok, vrem pe aici. Oh, shit! Wow, chiar a fost close. Ok, curând nu voi mai bate și va trebui să facem altceva. Get wrecked, băi. Ce am făcut acolo, am folosit Q pe minion ca să mă regenerez. Aia a fost ideea. Am folosit Q pe minion ca să-mi dea healing. Plus că avem... n-avem. Nu mai putează. Oricum am Riven's Hunter, dar am văzut acum am stat din impact. Ups, am greșit puțin la rune. Dar oricum Q în general, după ce omori unitatea îmi dă 32 heal. Și a contat, chiar a contat, pentru că practic când am dat Q i-am dat și damage cu Tiamatul lui Rengar. Și tot am dat damage. Gata, mă. Gata, mă, băieți. Acum nu se mai ne mai luăm nimic, mă. Nu se ne mai luăm nimic, frate. Oh, fuck. Acum vom încerca să plecăm după top side și vom încerca să stăm cu echipa noastră. Vom încerca să stăm cu echipa noastră, să ne impunem avantajul cât de mult putem, să încercăm să batem cât mai multe persoane, să facem cât mai repede 10.000 gold. Da, va dura ceva. Hai să mergem pe bot lane. Hai să mergem repede pe bot lane. Sper că vă place seria asta, pe bune. Da, și voi acolo, v-a zis câte un like, mamă, deci să mor eu, e super aiurea. Îmi dau să cerșesc, să zic așa, în ghilimele. Like-uri și de-astea, dar... Ce să fac, trebuie, știi, să zic, na. Trebuie să, na, facem și noi, abonați noi, să extindem canalul. Și altfel nu putem, fraților. Let's go! Let's go! Ok, asta a fost nice. Asta a fost very nice. Te rog, Zoe. Mă, cum e Zoe aia, bă? Hai, mă, serios. Nu te cred, n-aș spune aia. Ce unlucky. Cât de unlucky. Și acum nu mai am nici ultimată. Help me. Ok, nu s-a plecat. De-aia e că o să las până asupra, practic, să farmeze. Știu că o să las până asupra să farmeze. Dar nu am ce să fac. Nu, ne trebuie gold, băieți. Ne trebuie mult gold. Ok, avem 2400 gold deja. Ok. This is good. Nu? No? Zic eu. Ok, avem minioni aici. Merge repede. Trebuie să farmăm. Nu neapărat în kill-uri. Putem să ne luăm...
Trebuie să ne și în farming. Mergem repede spre ei. Na, cred că a murit deja, dacă nu mai vine cineva. Ia, vine Zoe, vine Zoe, vine Zoe, vine Zoe. Ha, the fuck. Serios, s-a așezat în linie. Ba, a fost frumos, dar îmi pare rău că puteam să iau ochiurile. Da, mă, Veri, l-am văzut până sus. Oh, fuck. E enervant rău de tot. N-am ce să-i fac, credeți-vă. Ce bă? Ce bă? Na, trebuie să mergem pe top site. Vă lau să stea non-stop acolo. Va trebui probabil să-l campăm cu toții. Cred că... Nu, mă. Ok, o să-i dau ignite ca să nu se regenereze repede. Ok, bun. Doamne! Doamne! Ce m-am grăbit, recunosc ultima dată. Ok, acum o să farmăm repede aici tot top site-ul. Cât avem? 3200! Let's go, mă, tati. Nu, no, ne mergem bață, gata. Mergem bață, lăsăm eu așa. Așa. Nu, a, stai, a, o să ne mergem bază acum doar pentru mana. Vai, ce era să cumpăr. Nu, no, nu, ne ducem bază doar pentru mana, atât. Atât. Bine, acum gen a dat cam tot ce se poate, pentru că acum dacă va mai veni Nasus încă o dată pe top, probabil ne vom da toți în spate că va fi la inhibitor. E ok. E ok. Nașpa. Nașpa rău. Oricum W nu prea mă ajută versus nu, mă. E cam mort, sincer să fiu. N-au s-ar putea să ne bată rău. E super risky asta, oricum, guys. E super risky... Zi-mă, challenge-ul, să zic așa. N-am apucat, mă. N-am apucat să mai dau un el. M-a lovit Zoe în pula mea cu sleep-ul. L-am bătut doar pe Rengar, nu-i bine. Nasus, da, tot după mine a luat. Mamă, ia Nasus o grămadă. Mamă, ce era iar să cumpăr. Iar să cumpăr. 3600. Greu. Greu rău. Să mor de e foarte greu. Foarte greu că e Nasus și se scalează super tare. Mă trebuie să fiu un noob, dar stau cu echipa mea în continuu, știi? Și... Oh, shit, a prins pe cineva. Nu? Da, a prins. Ok, vin. Ok, până o să mergem că nu o să fie aici, mergem repede la dragon. Va fi fight aici, sper să-l prind, te rog, Iisuse Hristoase, să prind și-o fight-ul în plină floare, nu când mor toți ai mei sau al lor. Sper că ai lor, of course. Urăsc pe Zoe, urăsc. Urăsc pe Zoe. E aici, Zoe. Nu te cred. Da, te-am plan. N-am mers. O să fac ăștia flame în echipă o grămadă. Ok, hai să duc ei. Dă-te în pula mea și mori odată. Ok, bun. Ăștia țin pe Nasus. Bă, dar o să fie super cancer Nasus ăla. Nu pot să-i fac countermatch. Nu pot să-i fac countermatch la Nasus. Că, gen, eu sunt cu itemele în spate. Dacă stați să vă gândiți, dacă ne uităm la item, eu sunt cu itemele în spate la Nasus. Chiar dacă eu am scorul ăsta.
Asta e chestia, asta e spirul la challenge, înțelegeți? Sunt cu itemele în spate față de oameni. Eu fac kill-uri acum doar ca să fac gold-ul. Avem 5000, suntem la jumătate de challenge, mă, băieți. Suntem la jumătate de challenge. Vedem dacă reușim să câștigăm cu gold-ul ăsta pe noi. Noi mergem la pe top side. Shit. Super, super hype chestia asta. Trebuie să am grijă doar să nu mor. Sincer, ca să nu dau bounty la ăștia. Pentru că eu... Dacă luăm și ăștia, luăm acolo, 10 gold, 10 gold, merge. Ok, 6000 gold. Ok, ne ducem repede bază să ne facem full mana. Hai, hai, hai. Let's go și mergem. 6000 gold. 6000 gold. Bun. Bun. Haide, 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 haide. Give me that money. Am avut noroc cu Rengarul ăla, că a fost super prost. Deci chiar am avut noroc cu Jungle-ul ăla, că a fost prost rău. Și s-a lăsat omorul la început și a pierdut tot avantajul. Nu, se fac kill-uri fără mine. Nu, vreau și eu, 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 coaie. Stați, mă, coaie. Ok, am putut unul. Ba, da, du-te odată cu slow, măti. Am sfârșit. Oh, shit. Buia, let's go. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Gata, mi-a ajuns. Yo. Unde e, mă? Unde e, mă? Nu, the man. Nu, gata. Gata, ai băiețea. Hai acum pe top. Hai pe top. Te rog, nu, the man. Nu. Nu mă duc, nu-i ajut. Sper să moară toți. Plecați acolo, plecați. Hai că dau așa. Hai, mă, plecați, mă. Păi, coaie. Nu. Nu, hai, plecați. Da. Pleacă. Nu, hai, vă rog eu. Cam bot lane. Hai, vă rog eu. Deci e super stupid call-ul, știi? Normal ar fi trebuit acum, dacă nu mai au niște aure și noi suntem în avantaj, gata, știi? Hai, uite că vine dragonul. Hai, vinți-i cu-a. Mamă, băie, 7300 gold, 7300, frate. Uite pe nasus, bă, prostule, mă, ce cauți aici, mă, prostule. Ok. Ok. L-a bătut pe 30 nostru. Ia uite-te, mă, îl bate pe 30, mă, gata. Hai că l-a bătut pe 30, acum plecăm toți, nu? Bă, nu mă bați pe mine, te dracu, băi, că eu salvez meciul. Mai țin meciul în picioare. Ok. Hai, 8000. Nu pot să cred, hai, vinți-i acolo, hai la asta. Bă, nu mai am minion, bă, nu mai am minion. Please, mi. Bă, unde? Eu vreau blue pentru gold, am 8000 gold. Mamă, cât de close suntem. Încă 2000, mă. Nu pot să cred că reușim. Hai, te rog eu. Ok. 1300. Ok. Dacă aș face și penta, n-aș face. Deci dacă aș face penta, n-aș face încă. Mai trebuie. Pentru că genii sunt super în spate și nu prea valorează gol niciunul. Ok, 8500. 8500.
Nu, mă. Ok, hai că să-mi pătresc, că moare. Oh, shit. Asta chiar mor. Nu, nu, hai, plecați, plecați, plecați. Hai, gata. O să mai prelungi puțin meciul. Dacă câștigam, câștigăm, știi? S-a mai prelungi puțin meciul. Bun. Bă, gata. Bă, gata. Bă. 9100. Ok. Wait for all and group on Baron. And we end. Ah, n-am cum să-i dau. You are so bad, Irelia. Da, corect. Sunt așa bad. Săracii, nu văd. Ei nu văd ce item am. Hai că le dau așa. Nu. Hai, bă, te înțeleg acum. Așa, poate acum înțeleg. Ok. 9100. 9178. Deci acum dacă luăm baronul, let's go baron, 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 baron. Baron. Nu, 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 nu. Baron. Nu mai am mesaje, mamă, ce este pe contul ăsta. Ok, acum promit, o să joc super clean, să mă concentrez. I-am lăsat intenționat acolo să moară, pentru că puteam să dăm end, mamă, la o grămadă faze. Ok, bun. Concentrăm. Mai nu și aici goldul ăsta. Nouă mii patru sute. Nouă mii cinci sute. Sunt șase să pierdem. 9900. 9900. Gata. Vreau să fac 10.000. Sorry. Now we can. Ok, nu e end, nu e end, că avem Baron buff, avem Baron buff, nu e end. Oh, shit! Bă, nu te cred, mă. Ok. Nu, gata, 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 bă, ce prostie, mă, uite cât de prost, uitați-vă la el, uitați-vă prostul, are nasul W, nu da W. Ok, 9900, 9999, 10.000! Am reușit, mă băieți, am strâns 10.000 gold într-un match în care pare winnable. Dar acum vom vedea dacă vom reuși să câștigăm sau nu. Ideea e că eu n-aș cumpăra gold, trebuie să câștigăm cu 10.000 gold în bancă. Ok, hai, let's go. Ok, am pus acolo tag 10.000. Ok, let's do it. Ok. Trebuie să mă țin repede după echipa mea. Toți echipa. Perfect, nasul este prost, nasul este prost. Bravo, hai, vă rog eu, prindeți-l. Nu, e troll acum. Dacă... Bă, ce... Terminat e 30. Dar că prindea 30, ce bine era. Frumos, bravo. Hai să luăm asta. Ca să dăm mai mult damage pe obiective. Let's go. Hai, grup aici. Ok. Nu-i și asta. Hai, luăm aici. 10.300 gold. Holy fuck. Oh, shit, am completat. Acum trebuie să câștigăm meciul. Trebuie să câștigăm meciul. Hai să ne concentrăm puțin. O să tac puțin. Nu. Nu, 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 nu. Mi-a dat și Ignite.
Bun, vă rog, eu câștigați. Echipa mea practic se câștige, eu nu mai am ce să mai facă, nu am gold. Nu am gold. Hai, vă rog, eu acum vreau să dai gen. Ce? Nu. Ok. Ce mai vreau să Zoi cu Cali. Ah, mă, dați end, dați end, dați end. Hai, mă, că puteți. Vă rog, eu puteți. Pentru challenge-ul meu. Ăla e, ăla e. Bravo, Lux, mâncați și pula ta de băiețel de 10 ani. Ok, nice, 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 nice. Începe să dați în asta, dați în asta, dați în asta. Nu, a murit Lux. Dacă nu-ți dă n-are zonia. N-are zonia, Lux, nu pot să cred că n-are zonia. Ok, good job. Am câștigat, nu pot să cred că am câștigat. Te rog, te rog, te rog, stai să vedem, stai să vedem, stai să vedem, să vedem, să vedem. 10.650 gold, dar nu contează, 10.000 gold. Băi, 10.000 gold. Challenge, l-am completat. Coai, cât de greu e să rămâi cu item în spate. Wow. Am reușit să câștigăm, vă dați seama că chiar ai nevoie de echipă. Vă dați seama că chiar ai nevoie de echipă ca să câștigi. Wow. Vă mulțumesc tuturor. Sper că ați dat și voi acolo câte un like. Fiecare persoană care v-a uitat să strângem 500 de like-uri. Prima ar fi prima dată în viața mea când am strânge la un video 500 de like-uri. Dați acolo. Ne auzim diseară la o pe live stream. Eu am fost Fury. Vă pup la fiecare zi la ora 4. Punem aici video. Pa, pa.